Trebuie să spunem câteva cuvinte despre domnia sa. Doctor în teologie, profesor universitar și prodecan al Facultății de Teologie din Sibiu. Autor de cărți, studii și articole în publicații din țară și străinătate. Invitat în numeroase emisiuni de radio și televiziune, dar și realizator al unui program consacrat, emisiunea Zi de Zi, de la televiziunea română, ajunsă de curând la 1000 de ediții, 1000 de ediții, atenție, ar fi mult de povestit, este greu de vorbit despre personalitatea domniei sale, este plăcut și onorant în același timp să vorbim despre activitatea sa laborioasă, despre toți anii ăștia puși în slujba credinței și a lui Dumnezeu. Dar este și mai onorant pentru noi să-l avem în această seară din nou la Târgu Jiu pe unul dintre cei mai îndrăgiți preoți ortodoxi din România, Părintele Constantin Valer Necula. Bine ați venit, Părinte, vă rog! Rămânem aici, nu? Nu, haide să purcedem pe scenă. E cam departe, într-adevăr, dar știți că sufletele sunt apropiate, sunt convins că... Dacă vreți să stăm mai în iarbă, așa mai aproape, putem să mutăm scaunele. Luăm goluri multe în iarbă, am văzut cum e. Da. Dumneavoastră vă propun să ne folosim cum se cuvine de prezența părintelui profesor aici, să încercăm să luăm cât mai multă lumină din cuvintele sale. Am primit deja întrebări din public, cu siguranță știți procedeul. O să le prezentăm părintelui profesor, să primiți răspunsuri la ele. Unele se repetă, o să le condensăm. Dar sunt colegii noștri acolo cu hârtiuțe, cu tot ceea ce trebuie și vă îndemnăm să transmiteți întrebările dumneavoastră. Aș începe eu, Părinte Profesor, e o rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul, care zice, neputincioasă este mintea noastră în a-ți aduce laude, dar destulă îți e lauda Mântuitorului Hristos. Și aș vrea să vă rog să dezvoltăm un pic despre această personalitate a Sfântului Ioan, cel pe care Mântuitorul, pe care îl sărbătorim astăzi, a cărui zi de naștere o sărbătorim astăzi, și despre care Mântuitorul spune că este cel mai vrednic bărbat născut din femeie. Mulțumesc. În primul rând, bună seara și mulțumesc frumos că ați venit în cea mai mare sală de conferințe pe care am găsit-o la îndemână. Trebuie să mulțumesc, nu o să pun o ordine decât așa aleatorie, domnului președinte al Consiliului Județean și domnului primar, că n-au stricat prietenia și că m-au primit amândoi deodată, să știți, adică e o chestie grea aici. Prietenii știu de ce. Le mulțumesc frumos și mai cu seamă îi mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi mi-a îngăduit să slujesc la Sfânta Treime Strâmba de Jiu într-o liniște ca o odinioară. Semn că sufletul gorjanului nu pierde chiar așa ușor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru că suntem împreună toți la oaltă, echipe mai vechi, echipe mai noi, și sper din toată inima să rămâneți așa. În ardelenie o vorbă, nehărbătăluiți, adică nededați bătăliei. Seara aceasta este una cu totul specială și pentru aceea că îl pomenim în continuare pe Sfântul Ioan Botezătorul, așa cum minunat Ovidiu a subliniat acum și îi mulțumesc că mă însoțește pe scenă. Ioan Botezătorul este o persoană cu totul și cu totul remarcabilă. Nașterea lui este un semn. Țineți minte, astăzi a citit Evanghelia care ne povestește la un moment dat cum părinții se așteptau de multă vreme să aibă un copil. Întârzia lui Zaharia, colegii ceilalți, că așa întotdeauna îi băteau un pic obraz și zicea, nu prea ești fertil, dacă nu ești fertil, nu prea ai Duhul Sfânt, dacă n-ai Duhul Sfânt, nu prea ai ce căuta în preoția la templu. Îi făcuseră un proces de conștiință. Și
La un moment dat primește semn în timpul unui cădit în Sfânta Sfintelor, primește semn că va naște, va avea un fecior, merge acasă mut că se îndoiește, cine pune la îndoială îngerul, pe muțește, îi vorbește lui Dumnezeu, zicea Nicolae Steinhardt. El se îndoiește, primește semn prin tăcere. E răsplătit cu muțenia, pentru că nu e suficient de încrezător în Dumnezeu. Și țineți minte, astăzi ni s-a spus că naște Elisabeta pe pruncul său Ioan, tot se așteptau să-i pună numele Zaharia după tată sau oricare alt nume. Dar se rupe tradiția și într-o dată apare un Ioanis, un Ioan. Era firesc să se numească Zaharia, i-ar fi spus Zaharia ben Zaharia, ar fi fost în continuare preot la templu, așa era regula, ar fi slujit acolo, ar fi trăit din tot ceea ce însemna templu. Numele lui arată că rupe, de fapt, că va rupe cu această tradiție, iar Ioan asta face. La un moment dat le spune israeliților, mai cu seamă celor din jurul templului, farisei, cărturari, arhierei, schimbători de bani, care comercializaseră deja prezența Duhului Sfânt, le spune că Iordan e mai de preț. Când Ioan Botezătorul spune la Iordan că prin scufundare acolo oamenii primesc iertarea păcatelor, nu și viața veșnică, iertarea păcatelor, spune că de fapt templul și-a pierdut tăria. Că locașul de la Ierusalim s-a epuizat, că tot ceea ce s-a creat ca o industrie în jurul unui locaș s-a epuizat și dacă vreți, este primul dintre protestanții care protestează împotriva unui templu care și-a pierdut valoarea duhovnicească. De aceea Ioan este mare în poporul lui Israel. Până astăzi, dacă e să fie vorba între noi, și pentru aceea că taina vieții lui este moartea lui. Nu cedează, ca orice om care ține la adevărul pe care îl vestește, își lasă capul luat. Poate că e o lecție bună pentru cei care cred că dacă ești amenințat cu moartea, te oprești. De fapt, abia atunci te încăpățânezi, adică propriul tău cap devine propriul tău cap. Istoria ne spune că Irodiada, supărată foc, nu i-a lăsat pe ucenici să ia și capul Sfântului Ioan Botezătorul, ci l-a îngropat într-un loc mai puțin onorant din curtea casei palatului lui Irod. Și de acolo a vrea să-l ia Ioana, una dintre femeile care slujea în casa lui Irod și care avea să mai apară la un dat între mironosițe de femei. Ea va lua capul lui Ioan și îl va îngropa în Eleon, pe muntele măslinilor. O viață tumultoasă, o viață în care s-a crescut pentru adevăr, o viață care culminează în momentul când Domnul Hristos coboară în apele Iordanului. E impresionantă imaginea aceasta. Când Ioan Botezătorul spune că în apa Iordanului se iartă păcatele, de fapt spune că Duhul Sfânt se va pogorî în Iordan și va fi un nou templu. Că lumea întreagă prin întruparea lui Dumnezeu va deveni un templu. Și de fapt asta este. Locașul în care locuim e templul în care Dumnezeu ne este totdeauna în întâmpinare. N-am nicio îndoială că în apa Jiului sau în Jilț sau în Motru sau atunci când le păstrăm curate și cu minți, se coboară din când în când Hristos și binecuvintează. N-am nicio îndoială că în frumoasele biserici pe care le-am văzut astăzi prin județ, mergând așa, colț după colț, mai părea câte o biserică noită, acoperită nou, curată, sunt fără nicio îndoială semne ale faptului că Hristos la Iordan a biruit. Tradiția ne spune și icoana botezului în epoca primară ne arată aceasta, că atunci când Domnul Hristos calcă în apa Iordanului, se rupe zapisul pe care îl semnase Adam cu diavolul. Dacă vă uitați în unele icoane, apare ca un sul de hârtie rupt în două, arătând că niciodată punerea sufletului nostru la îndemâna diavolului nu rămâne nesfârșită dacă Dumnezeu intervine în viețile noastre. Mi se pare cea mai frumoasă lecție pe care, de fapt, Ioan Botezătorul ne-o dă, se încăpățânează să-i facă pe israeliți să înțeleagă că Hristos este Mesia. Dacă vă aduceți bine aminte, și sunt convins că vă aduceți aminte, doi dintre ucenicii lui Ioan merg să-l întrebe, Ioan îi trimite să-l întrebe pe Hristos dacă el este Mesia. Iar Hristos nu le spune, da, bă, eu sunt Mesia, uite-te la mine.
I am the boss. Nu spune asta nicio clipă. Ce spune Hristos este simplu. Orbii văd, surzii aud și muții vorbesc și șchiopii aleargă. Cu alte cuvinte, spune că împărăția e prezentă prin actele celui care a apropiat împărăția. De aceea, Sfântul Apostol, Sfântul Evanghelist Ioan, nu greșeam dacă e așa apostol, spune, pocăiți-vă că s-a apropiat înțelepția cerurilor, iar Mântuitorul Hristos, când începe activitatea sa misionară, începe prin aceste cuvinte. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. De aceea vreau să vă spun că ea nu e doar o haină de sărbătoare, ci și o haină de pocăință. Când te îmbraci în ie, nu poți să fii orgolios. Te smerește lumina care locuiește în ie. Te face să fii mai frumos oricât ai fi de frumos. Pentru că dă din ea lumina aceasta care străbate prin apele sfinte, sacre, ale propriului nostru botez. Ea este haina de botez, de nuntă și de înmormântare. Bărbații mai aveau un motiv pentru care îmbrăcau ia sau cămeșa, dacă vreți, atunci când plecau la război și credeau că nu se mai întorc niciodată. O veche tradiție din Ardeal spunea așa, când feciorul pleca la război, avea două posibilități. Lăsa cămașa de nuntă mamei sau logotnicei. Dacă nu se mai întorcea niciodată, mama sau logodnica făceau parastasul pe cămașa de nuntă a feciorului. Și dacă vreodată îi se înturna trupul de departe, era pusă cămeșa peste sicriu și așa era îngropat, pentru că hainele acestea nu sunt pentru lumea aceasta, sau nu doar pentru lumea aceasta, ci sunt importante și pentru lumea împărăției lui Dumnezeu, unde orbii văd, surzii aud, șchiopii aleargă, muții vorbesc și celelalte toate sunt făcute după regula harului și binecuvântării lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere, Ioan este puternic. Dacă vă uitați în icoanele de pe iconostasele mari ale catedralei, Ioan are în spate două aripi de îngeri, arătând prin aceasta că vine cu o veste nouă. Iar vestea nouă este aceasta. Iată mielul lui Dumnezeu venit să ridice păcatele lumii. E impresionant această imagine, cum, dacă vă duceți aminte, ei sunt acolo între verișor și știu binișor. Nu e chiar distanță mare între ei. Ioan, mai în glumă, mai în serios, se va fi jucat când era mic și cu Hristos bebelușul, că erau verișori. La un moment dat îi spune Ioan că nu-i vrednic nici să-i dezlege sandalele lui Hristos. Că cea mai umilitoare muncă a unui sclav în perioada aceea. Iar Hristos îi spune simplu, lasă aceasta acum. Că smerenia asta ți-o cunosc eu. Noi ne știm de atâta vreme, nu smerenia gesturilor contează de data aceasta, ci adâncimea smereniei prin care ai apropiat de oameni împărăția lui Dumnezeu. M-am gândit de când am intrat la facultatea de teologie și să știți că nu mi-a trecut gândul, cum o fi fost în palatul lui Irod în dimineața când s-a trezit din orgoliu și beție și a constatat că a tăiat capul profetului. Cum va fi fost atunci? În ce mod a încercat el să se răscumpere după aceea în fața poporului? Mai cu seamă că era frică de el. Dacă țineți minte, la un moment dat, se temeau că este Ioan Botezătorul reîncarnat, Iisus Hristos. Asta apropo de ăștia care cred în reîncarnare, a trebuit să iau o pauză. Proști erau și în vremea aceea și Hristos se vădește că e Dumnezeu întrupat, iar prin actul său unic dă valoare unică prezenței lui în lume. De aceea e mare Ioan Botezător. Și de aceea uneori e îmbrăcat în iconografia ortodoxă românească și în cămeșă românească. Nu că am fi noi filetiști, dar îi șade bine. Îi șade ca unui bărbat desăvârșit. Filetismul ne fiind nimic de rușine, ba din contră, fiind un motiv de mândrie, de drag, de naționalism. De naționalism puternic și iubitor de tradiții. Spuneați mai devreme, vorbeați de orgoliu și de mândrie. Vine din public o întrebare, un domn, o doamnă, zice, ce ne puteți spune despre mândrie și orgoliu? De fapt, ce ne spune Biblia despre mândrie și despre orgoliu?
Ele sunt vrăjmașii smereniei. Dacă sunt vrăjmașii smereniei, înseamnă că sunt vrăjmașii lui Hristos. Există moduri de a-i smeri pe oameni foarte eficace și moduri de a-i umili pe oameni. Când îi umilești, îi agiți mai tare, îi ascuți mai tare. Când îi smerești, ai o bucurie în tine. Dar smerenia cea mai de preț ne-o dă Dumnezeu. Ne așează întotdeauna înaintea ochilor noștri un examen duhovnicesc prin care ființa noastră se leagă definitiv de ființa lui Hristos. De exemplu, te trezești într-o dimineață foarte bine și ești convins că rup tot la servici și în timp ce te îndrezi pe servici de aerul condiționat, te ia o durere de măsea. Te smerește Dumnezeu cu singura posibilitate de a-ți închide gură și de a o deschide numai unde trebuie, la specialist. Unii cred că îi joacă, nu-i deloc joacă. Lucrurile prin care lucrează Dumnezeu sunt extrem de smerite. Hristos însuși este smerenia desăvârșită. Uitați-vă la El când e pe cruce și aduceți-vă aminte cuvintele Lui pline de dragoste și de împăcare cu lumea. Lumea îl scuipă, îl calcă în picioare, îl însângerează și Hristos continuă să-i țină partea. Hristos continuă să-i țină partea. E lucrul cel mai important dintre toate. Și vreau să știți că pe măsura smereniei noastre, Dumnezeu ne ține partea. Cu cât răbdăm, acceptăm umilința și o construim în adâncul inimii noastre, cu atât Hristos ne stă alături. De aceea să nu vă temeți când oamenii din jur vorbesc lucruri care nu vă privesc și nu v-au privit niciodată. Ochii țintă la Hristos. Să țineți minte. Ținta noastră. Despre zbaterile lui Barabas, eliberat din temniță. Nu știm cât de real ar fi că ar fi zis Barabas că chiar azi Iisus moare în locul meu, moare pentru mine. El se duce la ucenicii lui Iisus și le spune, preoții m-au ocărât, îi urăsc și vreau să mă răzbun. Ei l-au omorât și pe învățătorul vostru. Spuneți-mi de care dușman vreți să fiți mântuiți, pe cine vreți să omor. Și atunci Petru îi răspunde așa, Barabas, Hristos ți-a dăruit viața, dar nu și lumina. Ești mai orb ca un stârv, mai surd ca o piatră, mai nebun decât un lup care toată noaptea nu și-a găsit hrană. Învățătorul nostru a propovăduit iertarea și iubirea. Și Barabas zice, nu știu unde vreți să ajungeți voi cu iertarea și cu iubirea, eu rămân credincios vechii legi, sânge pentru sânge, viață pentru viață. Sunteți slabi și fricoși și scorniți mofturi ca să nu răzbunați uciderea căpeteniei voastre. Și atunci v-aș întreba, în completarea a ceea ce a spus dumneavoastră, să ne răspundeți, unde e limita îndurării creștine? Până când trebuie să întoarcă creștinul și celălalt e, e dificil de spus asta. Fiecare avea limita noastră. Știți că se rugau unul odată ca să aibă Duhul Sfânt, Doamne, Doamne, fă-o minune, dar repede că mă grăbesc. Adică sunt limite și limite. Părerea mea că fiecare ne cunoaște în limitele, de aia nu poți să pui pe ceilalți limita ta proprie. Unii nu pot răbda, o secundă de discuție, se enervează din orice. Alții rabdă discuții lungi, în jurături zdravene. Adevărul e că până nu ești pus în situația să rabzi, nu știi cât poți răbda. Dar vă asigur că limita răbdării e nelimitată. Veți putea răbda lucruri care altă dată nu le-ați fi înghițit nici măcar o fracțiune de secundă. Și mai este ceva și vreau să țineți minte. Smerenia răbdării nu e dată de efortul nostru personal și atât. E o conlucrare între noi și Hristos, o conlucrare între noi și Mântuitorul nostru, între noi și Dumnezeul nostru de plin. Cu cât îl cunoști mai mult, cu atât nu ți-asum nici măcar ieșirea pe stradă. Niciodată nu poate spune un preot, de exemplu, eu am făcut o biserică. Noi am făcut o biserică. Sau noi n-am făcut decât un locaș pe care să-l dorim unei biserici, unei comunități. Și mai e un lucru, eu mă uit la răbdarea noastră națională, la români. Toată lumea a crezut că suntem mămăligă. Să te ferească Dumnezeu de mămăliga care pleznește, bubuie. Deci există o răbdare personală, o răbdare comunitară și una națională. Efortul omului este să se pună în acord cu răbdarea lui personală. La noi e povestea cu capul plecat, sabia nu-l taie. Depinde unde îl pleci. Știți? Depinde unde pleci capul. Că dacă îl pleci pe butuc,
pun pariu că îl taie. Sau fă-te, frate, cu dracu până treci puntea, dar dacă la capătul punții e tot dracu, ce te faci? Adică există o smerenie a răbdării care te învață care este limita cea mai de preț și vă sfătuiesc, învățați să răbdați mai mult. O să câștigați. O să câștigați întotdeauna și o să aveți puterea de a vedea minciuna, de a discerne duhurile și de a-i zâmbi lumii, că până la urmă de te-ar călca în picioare cei ce mint împotriva ta, tu știi cine ești, știi înaintea cui dai seamă și toată lumea de obicei se uită cine stă în spatele nostru, uite să se uite și cine stă în fața noastră. Fața la Hristos. Uitați-vă bine la icoană și dați drumul. Limita răbdării este puterea lui Hristos de a ne ajuta în astfel de situații, iar puterea lui este absolut nelimitată. Vine o întrebare din public. O să o redau exact așa cum a fost scrisă. Acum o să extrageți dumneavoastră din ea. Zice, cine suntem cu adevărat? Niște marțieni, da. Suntem copiii părinților noștri, chipul slavului Dumnezeu. Nu mai puneți întrebări care, al cărei răspuns îl știți. Uitați-vă în buletin. Și nu în ultimul rând încercați să știți că sunteți nemuritori. Pentru mine una dintre cele mai mari probleme pe care avem creștinii de astăzi este credem mai mult în complot decât în Evanghelie. Credem mai mult în programele TV decât în Hristos. Veniți-vă în fire, vă rog eu frumos. Aduceți-vă aminte, fiii cui sunteți? Suntem fiii lui Dumnezeu celui prea înalt. N-am nicio îndoială să vă spun asta. Și mai e un lucru, vă rog să credeți doar în lucrurile pe care le stăpâniți. Eu tot mi-aduc aminte de o poveste cu doi prieteni care se întâlnesc pe stradă și unul îi zice celălalt, bă, tu n-ai murit? Zice, nu. Cum bă n-ai murit? Bă, n-am murit. Cum să mor? Uite-mă. Cum bă că mi-a zis mie cineva de încredere că ai murit? Adică nu negați evidențele. Iar evidența este dată de credința noastră, de tăria noastră, de trăirea noastră în Hristos. Nu vă temeți. Suntem ceea ce ne-a găduit Dumnezeu să fim. La înmormântare preoții cântă, dar nu-i mai aude mortul, iar ăștia vii sunt cu datul muștelor, cu alergatul după prosoape, după cârnați, după dălea, delelalte. Cântă acolo, chipul slavei tale celei negreite sunt, măcar, virgulă, deși, port rănile păcatelor. Toți purtăm rănile păcatelor, dar rămâne în chipul slavei lui Dumnezeu. Asta suntem. Restul sunt întrebări care nu au sens, nu pot crește de nicăieri. E ca și când, oare mâine cum o să-mi fie? O să-ți fie. Ce o să fie? O vide. Mâine e oricum o nouă zi, așa, acolo, de la capăt. Reconfigurare. Da. Și mai era în continuare întrebări aici, cu cine suntem cu adevărat și dacă gândurile noastre funcționează după un plan divin sau vin din divinitate. Mă rog, da, sunt așa. Avem revelații, feriți-vă de revelații particulare, că unora de acolo li s-a tras. Fiți cuminți, gândurile noastre doar dacă noi le legăm de Dumnezeu sunt de la Dumnezeu. Noi le legăm de la Dumnezeu. În acatistul Mântuitorului Hristos spun, Doamne, nu mă lăsa să mă rup de la pulpana ta, de la haina ta. Nu mă lăsa să mă rup de haina ta. Lasă-mă să mă atârn de tine. Cine atârnă de Hristos e binevenit. Noi vrem, știți cum? Zice, nu se-o devină. Povestea e celebră, vă mai zic o dată, poate o știți, dar mă iertați. Se spune că într-o mănăstire în Vinerea Mare, la un moment dat au venit starețul în control prin chilie să vadă cum postez frații. Și unul dintre ei fierbea un ou de bibilică la lumânare, la candelă, nici măcar la lumânare. Și prăjea și vine starețul, ce faci aici, Pafnute? Zice, părinte, stareț, iartă-mă. Nu, eu dracu m-a pus. La care dracu de după sobă? Că fii serios, nici eu nu știam pe asta. Adică, uneori noi ne ascundem în spatele neputinței noastre, dând vina pe Dumnezeu. Dacă întreb poporul român cine îi devine pentru inundații, Dumnezeu că a dat ploaie. Serios, nu noi că ne-am construit casele în albile râurilor și că am furat instalațiile de irigații și că nu știm încă să folosim ecluzele de la hidrocentrale, că nu mai avem oricum hidrocentraliști pe ele. Avem combinări de S luate câte K. Hai să fim serioși. Știți? Cel mai important este să gândiți serios la Dumnezeu. Puneți-vă mintea serios la El. Cine suntem? Ce gânduri avem? Nu vă închipuiți că atunci când suntem proști e de la Dumnezeu. E de la noi. Suntem experți. În prostie suntem experți.
știți care sunt întrebările esențiale. Cine suntem, de unde venim și încotro ne ducem. Deci că important e nu să știm încotro mergem, ci să ne aducem aminte de unde venim. Deci fiți atenți. Ca gorjeni, dacă vă spune cineva că nu v-a înflorit județul, îl trimiteți la mine. Îi descriu cu ochii închiși drumul de la Târgu Jiu, la Strâmba, la Turceni, când îl făceam altădată și ce greu îl străbăteam. Și vă spun, astăzi a rămas impresionat. Nu de drumuri, ci de marginea drumurilor. Oamenii munceau, săpau să scoată mizeria din canalizări, își lucrau gardurile, erau implicați. Există și o Românie muncitoare, nu doar una hulitoare împotriva românilor. Iar România muncitoare trebuie să rămână în față. Să spună românilor de fiecare dată că este foarte important să-și trăiască visul de a fi români. E un vis ăsta, să știți. Ce e un român când e îngropat? Tot un român. Nu-și pierde naționalitatea odată cu trecerea lui în lumea celor care chiar nu mai cuvântă. Dar e important să știm că devin pământul propriului lor pământ. E lucru foarte important ăsta. Câte livezi n-avem noi pe vechi locuri unde ne-au călcat bunicii, străbunicii. Dacă vă întreb de gustul mărului, când luați din magazin, bine, ăsta ce luăm noi seamănă au gust de ciorap, de cauciuc, de minge, de fotbal. Numai de măr n-au. Dar când vă aduceți, dați de un măr bun, vă gândiți că miroase, că miroase și are gustul mărului din grădina copilăriei. E o nostalgie în toate astea. E nostalgia asta ne face să ne gândim. De unde venim, trebuie să știm foarte bine ca să știm încotro ne ducem. Asta e lucru fundamental. Spuneați de România muncitoare și asta mă duce cu gândul la un tablou celebru. Dar discutam înainte, în întâlnirea noastră dinainte de evenimentul ăsta și vă întrebam așa cu curiozitatea firească a omului care pune întrebări. Despre ce ar fi bine să vorbim? Și mi-a spus așa, hai să vorbim despre cum să îmbracă oamenii. Da. Toată lumea în România ne învață cum să ne dezbrăcăm. Ați remarcat, nu? Avem sute de emisiuni despre dezbrăcat și despre cum să vomiți după ce ai mâncat. Dacă e să ne gândim foarte bine, toată cultura românească e o cultură a îmbrăcării. Au fost la un moment dat în filmul care a rulat, făcut de colega noastră, Oana Paloș, o imagine cu vechii gorjeni. Ați văzut, nu? Niște haiduci cu mustăți subțirele, așa, care erau înveșmântați ca orice țăran din lumea. Boierul gorjan nu era cu mult mai mult decât țăranul gorjan. În niciun caz nu se îmbrăcau de la case de modă occidentale decât foarte târziu. Există memoriile celor de la Tismana, care dezvoltaseră un adevărat cult al mâncării, al băutului. În două generații s-au dus. Au rezistat boierii care n-au furat poporul. Nu-i glumă. Aia de se făcuseră una cu țăranii lor, cu pământul lor, cu livada lor, cu râul lor. Nimic din ceea ce facem astăzi nu mai seamănă cu ei. Gândiți-vă bine dacă acum ați vrea să țeseți o pânză țesută zdravă pentru botezul copiilor. Puteți da cu tunul. Mai există probabil două, trei specialiste ca niște felcerițe de duh așa. În rest, mergem, dăm banul, luăm metru cub, metru pătrat, ne ducem, ne rezolvăm, n-avem nicio treabă. Ori gingășia unei țesături nu consta în calitatea neapărată a pânzei, cât în descântecul rostit la fiecare ochi care se împletea cu celălalt ochi. În Maramureș, când în timpul iernii îmi plăcea să ajung pentru că una dintre mătuși țesea. Și întotdeauna mă uitam la ea, eu nu înțelegeam ce zice, eu credeam că boscorodește ceva pe acolo. Și odată am ciulit urechile mai mult. Era mătușa, sora bunicii, cea mai aprigă, așa. Ea se ruga în timp ce dădea acolo. Nu zicea, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasa. Dar cânta și se ruga. În pânza ei era Dumnezeu. În pânzele de le purtăm noi, e vreun Dumnezeu. Când au transformat în chici ie, acum câțiva ani, de te duceai într-un magazin și îți luai de 100 de ori aceeași ie, ca să nu mai speli, să o schimbi, vei, de unică folosință, așa. Era Dumnezeu în aia? Uitați-vă între brâul de lumină pe care îl țeseau la gât femeile odinioară și ce ne propun cei de astăzi, care cred că dacă stilizează și vindecă. Nu e așa, nu e deloc așa de simplu. Eu am rămas uimit la un moment dat de cămeșile bărbaților cu mânecuțe ca ale preoților.
Erau strânse bine pe mână. Mă gândeam, bă, ce mânuțe aveau ăștia, cum intrau acolo. După aceea mi s-a explicat că nu era chiar așa. Că haina aceea arăta semnul creșterii și pe măsură ce se lărgea mâneca, creștea bărbatul din el. O teorie întreagă, o poveste întreagă. Noi nu mai știm lucrurile acestea. Sigur că purtăm și bine facem. Din când în când pe stradă, ea la biserică, e frumoasă biserica cu oameni îmbrăcați românește, descrește inima. Dar asta nu ne face mai buni români. Asta ne face doar să ne aducem aminte ce buni români am fost cândva. Nu poți să te duci neapărat la o cină cu prietenii în ie, că se uită lumea la tine ca la mașini străine, așa ceva, băiatul ăsta e cu... Dar gândiți-vă bine, ei altădată din asta făceau modul lor de viață. Modul lor de viață. În urmă cu ceva ani, chemat de Părintele Serafim, Dumnezeu să-L odihnească, starețul de la Câmpul Mușcel, ne-am dus undeva în culoarul Bran Rucăr, chiar foarte aproape de Rucăr, să înmormântăm o doamnă care avea aproape 100 de ani. Și feciorul ei a îmbrăcat-o în haine mușcelene, din alea aur și aur. Era rușine să le zic să pună capacul. N-am avut curajul să spun puneți capacul. Era cea mai frumoasă icoană a unui om care va învia. Imaginea aceea a luminii care intră în groapă, până astăzi mi se pare cea mai impresionantă imagine a coborârii cu moartea pe moarte călcând. Avea o mahramă pe cap care ea avea 100 de ani și o primise de la bunica ei care murise la 100 de ani, care o avea de la mama ei care murise la 90 de ani. Ghiciți cât avea mahrama, adică că la evaluare națională s-a dat aia, jumătatea vârstei tatălui cu jumătatea vârstei mamei, le-au amețit acolo de nu mai înțelegi nimic. E impresionant modul în care oamenii conservau lucrurile acestea. Conservau lucrurile acestea. Vedeți, am venit și la tema asta. Cum se îmbracă oamenii frumos. Cum se îmbracă în portul lor popular. Se îmbracă, asta, încă se îmbracă. Dar nu neapărat în portul lor popular, să vă spun. Pentru mine nu e niciun șoc să-i văd pe motocicliști mergând în haine bune pe motocicletă. Ar fi tâmpit să mergi în ie și... Ițari pe ultimul răgne de motocicletă. Adică există mijloace de transport în care trebuie să te îmbraci ca pe mijloace sau să te duci pe șantier îmbrăcat în opinci și cu cămașă românească și să dirigezi acolo extracția de suprafață la huilă. Nu ține, adică noi ne-am schimbat modul de viață. Dar e important că ne atingem de locurile sacre să purtăm hainele sacralității care țin la noi. Ține vântul cu mine, ai remarcat? Da. M-am gândit la un singur lucru venind în coace. Ce ne făceam dacă nu ploua? Așa avem aer condiționat. Da, da, da. Ziceați că ține vântul cu dumneavoastră să ne mai ia din întrebări. Da, da. De aici, dar nu pot să nu. Unele, cum să vă spun, unele au așa o naivitate. Poate vin de la copii, poate, dar cu atât mai mult cred că trebuie să le răspundem. Întrebare scurtă. Există viață dincolo de moarte? N-am nicio îndoială că da. N-am nicio îndoială că... Și există viață dincolo de orice lider, să știți. Orice lider, când se stinge, rămâne o lume după el. Nu-i de neînlocuit nimeni, slavă Domnului, cimitirul e plin de unanimități și oameni de neînlocuit. Viața după moarte nu e așa, e... Nu e o alternativă, e unica alternativă, slavă Domnului. Slavă Domnului. Și am convingerea că poporul român este structurat în intimitatea sa să se atingă de această nemurire, așa cum am spus. De curând, pentru bucuria credinței, am filmat la Sarmisegetuza Regia, în munți. Și am conștientizat abia acolo că cele 8-9 cetăți dacice industriale, să le spunem și militare, păzeau miezul Daciei, care erau templele Dumnezeului unic în care credeau dacii. Când romanii au vrut să distrugă poporul dac, au distrus templele. Au ucis preoții. Cine are urechi de auzit să audă. Când vrei să ucizi un popor, nu-i furi economia. Nu-i crești prețul la pâine și la curent electric. Îi dărâmi bisericile și ucizi preoții. Pentru că rezistența la gândul nemuririi e mai puternică decât frica pentru ziua de mâine. Da, și leg aici tot o întrebare din public. Cum îi puteți convinge pe cei care nu cred
în viața de după moarte, să cred. Nu îi poți convinge. N-ai cum să-i convingi. Cum să-i convingi până că, bă, vezi că după ce ești prost o viață întreagă, ești deștept după ce mori. Nu. Doamne, iartă-mă. Nu, e o chestiune de... Să știți că în sine convingerea e parte integrantă a credinței. Când spui crede într-unul Dumnezeu, e clar că tu crezi într-un Dumnezeu nemuritor. Crezând într-un Dumnezeu nemuritor, acesta ne-a spus în mod cert că nu suntem muritori. Ce atât de greu? Hristos n-a spus, eu sunt calea, aeroportul și plimbarea. Calea, adevărul și viața. Eu sunt învierea. Numele lui, unul dintre numele lui Hristos este învierea. Tare îmi place asta. Tare îmi place asta. La întâlnirea acestea doveditoare cu apostolii după înviere, Mântuitorul vine să le arate că există viață după moarte. Și ce viață. Și ce Dumnezeu. Și ce lumină. Adică toată joaca asta... Acum mă duc cu gândul la Ungureni, unde în urmă cu ceva ani, într-o familie foarte apropiată sufletului meu, am participat să văd, cum s-ar spune, o hora mortului. Mai țineți minte că se făcea în Gorj. O uitară în șipa aia, că acum avem cluburi, discoteci. Hora mortului se juca în prima intersecție de străzi cu cruce din apropierea casei celui care murise. Cel care murise era iubitor de fotbal, de dimineață prietenii lui au jucat fotbal. Dar la prânz către seara ne-am strâns și s-a început hora. Cine mai știe că din hora mortului, dacă intrai, n-aveai voie să ieși? Trebuia să o duci până cântau lăutarii. Și cine își aduce aminte că e vechi dans de feciori războinici, că în momentul când murea câte cineva, îl socoteai ca dus la război. Un război în care e musai să învingă. Nu mai știm noi de astea, că le ascundem la noi, acum e totul soft. Superficialitatea bate adâncimea. Ori jocul mortului, hora mortului ca atare, era făcută nu pentru pomenirea celui care a plecat, ci pentru întărirea celor care rămăseseră. E ca slujba de înmormântare. O faci pentru mort? Îl laudă bietul popă săracul, nu l-a văzut fești pururi. Băi, face ăla de vorba unei doamne când a început să spună un soț iubitor, un tată bun pentru copii, un om foarte chivernisit la care văd va merge la preopărinte. Învie-l, Doamne, dacă e așa. Te rog eu, că îl iau acasă. Îl iau acasă, adică. Există. Dar să știți că asta arată bunătatea unui popor. Ați observat că, bă, îți moare dușmanul cel mai dușman. Nu îl înjuri, așa că Dumnezeu să-l ierte, gata. Deci când ajungem la judecata lui Dumnezeu, deja noi nu mai avem nicio atingere cu ei. Nu uitați că asta face parte din exercițiul propriei noastre învieri. Iertăm în speranța că și Dumnezeu ne iartă. Cum zice preotul când se închină înainte de dumnezeiasca liturghie, binecuvântați și mă iertați. E gestul absolut limpede că preotul nu mai este el și că toată liturghia e propria lui slujbă de înmormântare și înviere. Dacă n-ar fi, m-au întrebat elevii odată la un liceu, ce părinte, ce dumneavoastră credeți în viața după moarte? Și am zis, fără îndoială. Cum, părinte? Păi fiți atenți. La fiecare liturghie preotul cum zice? Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Bezi dintr-o acesta este sângele meu. Semn că El nu mai e acolo. E Hristos acolo. Își revine doar după ce se pogoară Duhul Sfânt peste daruri, vine și când vine și o pomenește pe Maica Domnului, abia atunci se întoarce preotul cum ar veni în pielea lui și se întoarce de la moarte la viață, că înspăimântat, că vede ce s-a întâmplat acolo, are nevoie de ajutor. Și primul ajutor pe care îl cere la Maica Domnului. Iar apoi, al doilea în șoaptă, dacă vreți, este la Sfântul Ioan Botezătorul, pe care îl pomenește în rugăciune. Aici e taina vieții și morții noastre. Eu am văzut că, trăind în Oltenia de Vâlcea și în Gorj, am văzut cum se fac și pomenirile cu bozie la scaun și între scaune, cum se face în joimar coliva pe căpățâna de pită. Sunt conștient odată în plus că toate crucile pe care le puneți la poartă e ca și cum l-ați chema înapoi pe cel plecat. Cine mai știe că crucile alea se puneau de rusalii la poartă? În anul în care îți murea cineva, puneai de rusalii la poartă o cruce aducere aminte a celui plecat. Cine mai știe că ăsta era obiceiul roman în care dacă eu, Constantin Valerius Flavius, muream în Isaccea la Noviodunum, neamurile mele din Roma luau o piatră de marmură, o puneau în curte, puneau vin pe ea și spuneau Dumnezeu să-l ierte.
Și apoi, dacă eram tânăr, puneau și niște petale de trandafil de rusalii, făcând să înflorească piatra, cum zice Ovidiu, în Metamorfoze. Că, de fapt, de rusalii nu facem decât să ne pomenim eroii care în Duhul Sfânt ne-au apărat la fruntarii. Crucea de la poartă, asta însemna că cel plecat e eroul nostru. Nu-i așa? Nu stații noștri, bunicii noștri, străbunicii noștri, eroii noștri? Ei sunt crucile bătute pe gardul nostru. Aia cu cârpa neagră nu știu de unde o avem, bănuiesc eu de unde, dar clar nu ăla era semnul că avem un mort în casă, vă asigur. Ci o cruce pictată de obicei în albastru cu alb și cu un Hristos surâzător pe cruce, destins. Pentru că El este calea, adevărul și viața, pentru că Tu ești învierea și viața și odihna. Adică știau cu cine au de-a face. Da, a fost foarte scurt răspunsul dumneavoastră. Vă rog, chiar vă rog. Și dacă mai sunt și întrebări, chiar rog colegii să le aducă. A fost scurt răspunsul dumneavoastră la întrebarea cum face să creadă pe cineva. Deci să mă credeți, n-ai cum să-l faci să creadă. Doar văzându-te pe tine, rugându-te pentru el și trăind realitatea lui imediată. Eu știu că există o poveste veche la niște misionari în care undeva în Africa, în Kenya, mi se pare, s-a înstăpânit holera. Era acolo o misionară săracă care nimeni nu o băga în seamă de ani de zile. Apropo, văduia, nu o interesa pe nimeni nimic. Cu soțul ei. Aia doi n-aveau nicio treabă, kenienii. Până când a dat holera peste sat și a venit șeful satului și a zis, vreau să ne botezăm toți înainte de amă. Păi de ce să vă botezați? Că voi nu credeți. Și că acum văzându-vă că nu ne-ați părăsit, credem că Dumnezeu vostru e Dumnezeu iubirii. Uitați-vă la noi. În momentele cele mai grele suntem părăsiți de oameni. Dumnezeu ne stă alături. El e Dumnezeu iubirii. Câte vreme e Hristos cu noi, nimeni nu poate sta împotriva noastră. Păi, uitați unde vreau să vin. Aveți un eseu, cred că pe doxologia, despre această expresie din Evanghelia după Marcu. Este pilda cu tatăl care vine cu fiul, așa, și îl roagă pe Iisus să-l vindece, fiul fiind bolnav. Și spune, cred, Doamne, ajută... Era lunatic, da. Lunatic, da. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Păi, niciodată în credință nu atingem maximul de super... Vă rog frumos să mă iertească, o spun cu gura mare, trebuia să zic în șoapte. Să vă ferească Dumnezeu de oamenii care spun că ei cred, fără să facă dovada. Feriți-vă! Ăștia care se bat cu cărămida în piept, ce credincios sunt ei. Despacito! Credința e o chestie de intimitate, de tandrețe, de bucurie din asta intimă. E ca atunci când ți-a ieșit, Doamne iartă-mă că spun asta, o cafea bună dimineața și simți că ți-a pornit motorul. Credința este o chestie care pornește tot timpul motorul restaurării tale și așezării tale în Hristos. Vă rog frumos, când l-auziți pe unul că eu cred și faceți-vă crucea mare că dracu-i bătrân, stuchiți în sân și tăiați-o din raza lui să vă ferească Dumnezeu de administratorii credinței. Oamenii credincioși nu dau din gură, mă, sunt liniștiți așa. Ei mărturisesc, dar mărturisesc cu evlavie, cu bun simț. Nu lovesc în nimeni, nu jignesc pe nimeni. Nu-și bat joc de oameni, indiferent de credința lor. Eu am văzut că în ultima vreme se practică tanchismul în ortodoxie. Ușurel, ușurel. Hristos s-a răstignit pe cruce, nu pe o țeavă de tanc. Să ne lămurim. Atenția noastră trebuie să fie spre această discreție a unui Dumnezeu care curge, lasă să curgă din el iubire. Ce m-au întrebat studenții acum, ieri am avut încheierea anului universitar și le-am spus singura frază pe care vreau să o rețineți din Evanghelie este: în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și eu, o zice Hristos, nu noi, îndrăzniți. Această îndrăzneală nu înseamnă nici nesimțire, nici lipsă de compasiune, nici orgolii puse pe tapet. Înseamnă pur și simplu așezarea asta liniștită cu Dumnezeu la vorbă. E ceea ce lipsește României de azi. Nu mai avem, bă, nu vezi pe unul să vină să zică, măi, oameni buni, liniștiți-vă, mă. Stați calmi un pic, un minut. Așa a apărut ideea emisiunii zi de zi.
să zic, respirați măcar un minut, vă rog eu, 3 minute, 2 sâmbătă. N-am înțeles de ce, dar e bine. Ușurel. Unde ne grăbim? Răutatea vine ea, nu trebuie să alergăm noi după ea. Stați, numai stați pe loc să vezi cum vine răutatea. Te-a lovit și gata. Ia, creștem în bine și Tatăl are dreptate când îi spune Mântuitorului, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Eu cred, dar am nevoie de mai mult decât de credință. Și ca mai mult decât credință e dragostea. E impresionant că Sfântul Ioan Gură de Aur este cel care intuiește aici o chestiune foarte fină, că de fapt Domnul Hristos nu doar îl vindecă de boala lunatică pe copil, ci îl învie. Căderea copilului, din punctul de vedere al Sfântului Ioan Gură de Aur, înseamnă moartea lui. Iar Hristos, când îl ridică de jos și îl face să se întoarcă la Tatăl, îl învie. Îl așează Ioan Gură de Aur lângă fiul văduvei din Nain. Tatăl copilului lunatic și văduva din Nain. Oameni singuri pe care nu dădea 2 bani. Când aveai un copil bolnav de epilepsie, vă dați seama. Acum se uită la tine de parcă ceilalți sunt perfecți. Eu am niște prieteni care au copii cu diferite boli. Și spune ce, părinte, toată lumea ne jignește. Păi zic, vă jignesc că aia care copii înjură, fumează, vomită, copiază la școală, nu se duc la școală. Eu cred că asta e normalitatea, dar normalitatea este această tandrețe așezată în copil, această bucurie a copilului de a fi. În strângerea de mâna unui copil bolnav e mai multă putere decât în mâinile tuturor politicienilor și regilor pământului. Când te strânge de mână un copil și zice mulțumesc, e mai multă putere decât în orice. Pentru că e Hristos în mâna lui acolo. E Hristos. El strânge mâna și ce? Mulțumesc că ai stat lângă mine copil fiind. Mulțumesc că ai stat lângă mine bolnav. Mulțumesc că ai stat lângă mine sărac. Mulțumesc că ai stat lângă mine rănit. Ce fel de credință avem dacă stăm numai lângă învingători? Creștinismul nu e pentru învingători și atât. Creștinismul este să stai lângă cel rănit, lângă cel ucis de răutatea celorlalți. Asta e creștinismul. Așa triumfaliști a zis că toate armatele mari ale lumii dau bine în marș. În noroiul din tranșee nu prea funcționează. Se spune că una din cauzele necredinței ale ateismului este împietrirea inimii. Și asta aș fi vrut să vă întreb acum, pentru că timpurile pe care le trecem, așa cum le trecem acum, arată poate mai mult decât orice împietrirea inimilor. Poate că despre asta este vorba, dincolo de, nu știu, alte răutăți, situațiile sociale, economice, nu știu, faptul că sunt oameni cu venituri mici, fără serviciu, cu probleme în familie, cu orice fel de alte probleme. Dar împietrirea inimii lor, asta, de unde vine și ce se poate face ca inima să se despietrească, dezîmpietrească? A termenul grecesc e sclerocardie, adică s-a sclerozat inima, că ăsta e termenul. Se pune o valvă nouă. Trebuie să găsești medicul care să facă operația pe piept, pe cord deschis, să trebuie să fie duhovnic bun, să vadă unde e problema, să măsoare lucrurile și să adauge inimii tale bolnave o bucată de viață prin care sângele duhovnice să recircule. Nu e mare lucru la prima vedere. Nu dăm decât 12.000 de euro să ne facem ca nouă. Dar important este să înțelegem că nu este un proces la care putem numai noi să activăm. Nu e doar partea noastră de muncă. Să rămână. Există o foarte mare cerință de a găsi echipe care să facă operația asta de vindecare a împietririi inimii noastre. Uneori te întâlnești cu un copil care mușcă dintr-un măr, altă dată te duci la școală și vezi un puști care bea apă așa pe săturate și el e foarte încântat. Altor vezi o bătrânică trecând pe stradă și îi privești mâinile și îți aduci aminte că în poporul nostru cândva foarte de mult se muncea pământul. Țineți minte că în copilăria generației mele vedeam oameni cu sapa pe câmp. Ce istorie! N-aveau iPhone, n-aveau, băi, niște înapoiați. Nu tu iPhone, nu tu GPS să-i ducă între cucuruzi acolo, care e cucuruzul lor și care e cucuruzul vecinului. Erau niște înapoi, ați rău de tot. Lucrurile astea
uitându-le, inima noastră s-a secat de frumusețea aceasta vieții cotidiene. Viața duhovnicească nu înseamnă doar viață mistică, ci și o viață ascetică, o viață de pocăință, de postire, de învățarea lucrurilor cu adevărat fundamentale vieții. Vreau să mă credeți că un om cu inima împietrită nu doar că nu poate iubi, dar nici nu se lasă iubit cum se cuvine. Există o împietrire care este profesională, clar, adică în primii ani de preoție au fost o zbatere continuă să nu mă îngrop cu fiecare mort, cam așa. După aceea am învățat de la un medic cardiolog că trebuie să stau un pic mai distant, dar fără a-mi pierde empatia. De altfel, preoții de aia predică la înmormântare ca să-și facă curaj. V-ați gândit vreodată de ce se cântă în biserică, la botez, la înmormântare? E ca într-o pădure întunecată prin care trecem și ca să ne treacă frica, cântăm. Când treci printr-o pădure întunecată, nu zici, bă, ce fac eu pe aici, cine m-a pus să iau pe acilea, ulelio. Nu? Te-a pus și cânti, te încurajezi, îți deschizi inima. Ferească Dumnezeu să-i placă lui Moș Martin cum cânti, să vină, dar asta se întâmplă rar, să știți. Mai nou văd că vin șacalii. În general, șacalii vin și dacă nu cânti. E o taină care ține de capacitatea noastră de a ne pune inima noastră bună în mâna unor părinți duhovnicești care să facă frământătură nouă inimii. Din nefericire, să știți că nu se poate face transplant de inimă duhovnicească. Ea e nemuritoare și de aceea trebuie păstrată ca atare. Cu inima asta ne ducem înaintea lui Dumnezeu. Când o să se uite Hristos la judecată, zice, măi, asta ne uităm, e transparentă. O, e cam opacă, așa a fost și în viață, n-a văzut pe nimeni, n-a băgat pe nimeni. Se uită la el, zice, bă, eu te bol asta, o, ce inimă curată are, eu, frumos, bine ai venit în rai, că raiul e locul inimilor curate. Asta e adevărul. Deci nu 12.000 de euro, de 1.000 de ori 12.000 de euro și nu pot aduce curățenia inimii sau schimbarea inimii așa cum poate să aducă sănătatea duhovnicească a inimii. Este o neputință. Noi oricât de mult am vrea să fim... Știți că ne naștem fără piese de schimb. Ăsta e adevărul. Acum ne-am mai făcut piese de schimb la dinți, la inimă, la rinichi. Mai se mai descurcă ei. Dar nu mai suntem noi. Modul în care Dumnezeu ne-a pus integral înaintea lui Dumnezeu, trebuie să-L păstrăm ca atare, să fim cât mai integraliști în cele ale Duhului Sfânt. Asta înseamnă, de fapt, să fim cât mai atenți la modul în care ne trăim viețile. Și nicio plată în bani de pe lume sau în aur nu poate înlocui. Mi-e teamă că nu. Curățenia inimii. Păi nu numai asta, Dani. De exemplu, mulți dintre noi am ales cariere în care am uitat de copii acasă foarte multă vreme. Știți că s-a pus problema grevei profesorilor din România și erau părinții foarte iritați. Să fim un pic atenți. Știți că și profesorii sunt părinți. Uneori lasă copiilor pe ultima notă de subsol ca să ne salveze copiii noștri, care nu sunt totdeauna de premiu Nobel, fie vorba între noi. Știți că acum, dacă nu iau premiu Nobel în clasa 1, 2, 3, 4, suntem ofuscați, deranjați. Nu i-au dat premiu, nu i-au dat diplomă. Avem diplome cu parfum, diplome fără parfum, diplome de absolvire, diplome de jumătate. Ați văzut, la clasa a 4 au făcut banchete de absolvire. Bă, tată, adică, la grădiniță. S-au supărat unii că am spus, dacă fac pipi pe ulițele, dăm diplome, dacă fac pe lângă ulițele, dăm diplome ca să nu fim discriminatorii. Dar hai să fim serioși. Asta arată că deja am trecut un alt extrem a educației, care e periculoasă. Care este foarte periculoasă. Mi-am să aminte ce greu luam 10 la caligrafie. Mamă! Ma. Aveam două colege din 30 care aveau 10 la caligrafie. Nu te puteai duce să le zici, hai tu scrie în locul meu, că se prindea doamna. Fiecare scriem cum scriem. Unii avem darul scrisului, alții, astăzi am invidiat, poate cu asta și trebuia să încep, mulțumindu-le colegilor profesori care au cântat în orchestră, dovedind odată în plus că habar n-avem ce profesori avem. Ăsta e adevărul, îmi pare rău să spun. Ne uităm numai la rateuri. Hai să ne uităm și când funcționează motorul din plin. Și când oamenii ăștia dau viață societății. V-ați văzut în prima zi de grevă, nu era nicio aglomerație de mașini în oraș. La 8, liniște,
mai să te duci cu plasa la piață, frate, adică te speriai că te-ai deliniștit. Vă spun eu că și la Târgu Jiu a fost ca la Sibiu, ca peste tot în țară. Asta arată că cineva pune în mișcare orașul dimineața. Tipii aia care îi așteaptă pe ei noștri, pe care îi aruncăm noi din mașină. Și tu-te, băi, ți-ai făcut tema, nu? Acum îmi spui, băi. Ieri ai venit la 9:30 de la servici, când dormeam. Și cu bunica nu pot rezolva integralele, că bunica e în secolul cu fracțiile. Vreau să înțelegeți bine asta. O țară nu poate merge mai departe decât om lângă om, nu om împotriva omului. Părinte, dacă am trecut prin probleme conceptuale, am înțeles. Pe care trebuie să le discutăm. Deci nu mai merge cu aburele acum. Nu mai merge cu aburele acum. Și avem niște întrebări foarte clare. Ce trebuie să faci ca femeie, ca într-o căsnicie să fie liniște și înțelegere? Să rămâneți femeie. Trebuie să rămâneți femeie. Azi am aflat un adevăr fabulos. Cineva îmi spunea că a intervenit o doamnă într-o familie și a luat banii și a distribuit și a zis, asta e treaba femeilor, clar. Să distribuie banii corect. Dincolo de toate, vreau să înțelegeți bine, România duce lipsă de femei. Duce lipsă de femei. Nu zic de feminitate, că o importăm în ultima vreme. Pur și simplu, de mamele alea călduroase care... Eu mă mai dimineața, eu am o grădiniță cu mine pe stradă. Trece o mamă, încă o mamă, un tată, încă un tată, o bunică, o bunică, o bunică, o bunică, o bunică. Nu parcați copiii. Rămâneți mămici. O spun eu că nimic din lumea asta nu echivalează cu înjurătura lor la 18 ani când o să spună că n-ai făcut nimic pentru ei, dar asta nu contează. Toți am luat-o pe coajă. Să nu vă temeți nicio clipă. E în ordinea aceasta a creșterii. Deci când copiii o să spună n-ai făcut nimic pentru mine, n-ai stat lângă mine în cele mai grele momente, e gata, pleacă. Aleluia! Cuibul de acasă se strică. Trebuie să reconstituim. Și rămâne moșul cu baba, ceiuțul, nu ne uităm la știri că dăunează grav sănătății și adevărului, facem rebusuri, sudoku, ne rugăm, citim cărți, ne căutăm spiritualizarea relației. Dar pentru asta trebuie să rămânem ceea ce suntem, bărbații bărbați și femeile femei. Și mai departe, altă întrebare punctuală. Cum să trăiești în casă cu un soț mândru și plin de propria lui persoană? Copie de? Plin de propria lui persoană. Soț. Cum să... Păi toți suntem plini de propria noastră persoană, ferească Dumnezeu. Și mândru. Acum, mândru e... Bine, nu știm de ce e mândru. Asta v-a plăcut prima dată la el. Că era mai mândru, nu era prostalăul satului. Era promitea. Era o chestie așa promisă acolo. În mândria bărbatului un pic de visare a lui. Zice, eu pot, nu poate nimic, vai de capul nostru. Am ajuns să nu mai putem nimic. Cred că trebuie să învățăm pe tineri să deschidă ochii, nu să închidă. România întreagă ne învață tot ce avem educație în România, ne învață să închidem ochii. Iubirea ne învață să deschidem ochii. Dacă vrem cu adevărat să reușim în ceva, trebuie să stăm cu ochii larg deschiși, nu cu ochii larg închiși. Și să ne uităm, mai vine câte o domniță așa, care este școlită, are 2 facultăți, 4 master-uri, 2 MBA-uri. Am mai avut noi și alții. Și ea vine foarte sigură că ea... Ea și-a ales bine iubitul și zic, bă, dar tu nu-l vezi că ăsta e bețiv, că ridică brațul și cade pădurea de la miros, că-i pute gura a canal de la tutun. Bă, da, eu pot să-l schimb. De n-am auzit asta de 100 de ori. După vreo săptămână de la nuntă, începe să schimbă machiajul. Mai mult vânătă decât machiată. O vezi că nu mai e atentă la cum își face părul, hainele nu mai sunt alea fițoase dinainte că nu-i mai dă bani. Și odată simți că în loc să-l ajute pe el să se schimbe, el o dărâmă și o schimbă pe ea. Un bărbat netrebnic trage femeia jos cu 10 etaje. Clar.
Dacă femeia e puternică, începe să ia liftul cu el odată așa și urcă, dar urcă câte un etaj pe an ca să se pună înapoi unde era. Aici e greutatea. Spunem noi asta copiilor la școală? Na. La școală vorbim despre megabiți, intrabiți, elemente de cercetare astronomică. Suntem în lună, frate, și ăștia cad în WC-ul pe spate acolo. E dificilă perioada pe care o trecem și pentru că nu mai are, familia nu mai are forța educației. Noi doar îi învățăm lucruri mici, importante. Câți mai le mai ziceți copilor, nu băga băi mâna în nas. Cât mănâncă, nu? Nu sorbi supa, las-o așa, ia-o mai ușor. Du-te și taie tu pâine, că eu ți-am adus-o. A? Nu. No. Să nu atingem pe nimeni cu nimic? Despre de altă parte, dacă tot sunt probleme de cuplu, apare acum altă problemă. Blagosloviți și iertați, părinte, de ce în ziua de azi tinerii nu se mai căsătoresc? Sau, și dacă o fac, nu rezistă în această legătură binecuvântată. Ce rugăciune acatiste se pot citi părinții acestor copii? Sunt copii crescuți în biserică, în credință, care par să fi uitat ce i-au învățat familiile lor. E posibil și asta, dar cred că orice fel de abuz în creșterea copilor din punctul ăsta de vedere se simte la cununie. Ce rugăciune altă decât alea trei de la cununie, că dacă în celea nu sunt puternice, apă e aleluia. Dar, în general, trebuie să citiți rugăciunea aia cu, în general, către Sfântul Nectarie, către Maica Domnului, că este protejor. Și Timotei și Mamră, dacă găsiți pe undeva acatistul. Dar nu rugăciunile ne salvează copiii, vă dau scris, ci exemplele. Exemplele. Dacă copiii au crescut într-o familie în care soțul cu soția s-au respectat, fără să intoxice neapărat cu elemente de mistică și ascetică, ci s-au respectat și au dat rând în creșterea copiilor. Copiii nu au probleme să respire ca părinților. N-ai nicio legătură. Eu când iau pe oameni că, vai, dar i-am dus la biserică. Tu i-ai dus, dar ei n-au mers la biserică. I-am dus la școală. Da, îi duci la școală. Ei stau în bancă pe la rucăr, pe acolo, pe la peștișani, la imediat începe și acolo. Nu? Deci n-ai nicio treabă. Copilul poate să stea într-un loc și să fie cu mintea în altă parte, total în altă parte. Râdeam la un moment dat că ni s-a împărțit apă plată. Mulțumim, o bere rece era perfectă, dar nu acum. Știți cum zic? Adică sunt lucruri care cresc sau nu cresc în viață. Pe mine mă sperie altceva. Și faptul că nu vedem și familiile care au reușit. Când generalizăm, ne luăm după sondajele sociologice, ca să citesc dintr-un prieten prezent. Adică atenție la astea, nu sunt valabile, nu sunt validate de viață neapărat. Gândiți-vă că e suficient ca doi tineri să se iubească și să se căsătorească și familia lor să devină o mică biserică și ai o parohie nouă, cum s-ar spune. Că Dumnezeu a găsit încă un mică muierească și una bărbătească și amin. Nu e așa. Nu e așa de simplu. Iar ultimul aspect este Maica Dumnezeu să odihnească. Maica Siluana la Iași mi-a spus odată, ce măi Constantine, să le spui la oameni că nu se cunună robului Dumnezeu Gheorghe cu roba lui Gheorghe Maria. Și tot cu roaba lui Dumnezeu Maria, adică familia trebuie făcută și să gândească împreună. Noi le-am dat copilor noștri totul, ba mai mult decât aveau nevoie. Vrei și piscină, mamă? Da, ia și piscină, mamă. Vrei și lift? Da, bagă și lift. Și ea nu știe să spele ciorapii. Dacă o întreb cum se pune în nici să pună în mașină și să aleagă programul, nu mai știe. Că a făcut mama tot. Mai rău decât mamele noastre care au făcut cam tot, așa. Ușurel. Dați-le, învățați-i să trăiască. Cine își învață copiii să trăiască, nu-și lasă copiii să moară. Asta vă dau scris. Uitați, leg acum o altă întrebare. Plătesc copiii păcatele părinților și cum se poate schimba asta, dacă se poate? Dacă plătesc copiii păcatele părinților? În primul rând, copiii plătesc prostia părinților. Deci tot ce au zis la televizor că au mașini bengoase care omoară oameni și îi doare în cot după aia de poliție, de procurator, asta îi plătesc pentru prostia părinților care i-au învățat să fie nesimțiți. N-ai ce o treabă cu păcatul aici. Sunt proști, prost crescuți. În al doilea rând, există păcatele părinților care sigur se transmit către copii. Dar ele pot fi vindecate odată prin taina Sfântului Botez, care rupe păcatul, îl șterge, îl anulează și prin educație.
Poți să ai în familie, de exemplu, anterior ție ca bărbat, trei bărbați care au darul glisării lichide. Dacă mama știe să te crească și să spună nu e voie aia, stai cu mintea acolo, nu te duci acolo, învață-te mai mult cu apă decât cu, te-ai liniștit și te ține toată viața. Dacă vocea mamei e pregnantă și auzi în ureche, nu contează ce se întâmplă în jurul tău. În mod cert, putem să ne educăm. Omul este ființă educabilă. Păcatul nu se sparge doar prin rugăciune și prin post, ci și prin educație. Educație, educație. Aia mică, aia primișoara mică, aia primișoara cu bebelușul 4. Nu e ok. Deschidem cutia Pandorei. Bine, ea a fost deschisă de ceva vreme. Asta e la altă sectă. Da. Da, citesc întrebarea totuși. Suntem oameni cu bune și cu rele, dar adevăratul pericol pentru ființa umană, rasa umană, este robotizarea, inteligența artificială. Despre asta uitați-vă la noi, este că peștișani e plin de inteligență artificială și la peșteană. Deci, ca toți pe spate acolo. Băi, oameni buni. Problema inteligenței artificiale este una simplă. Ce rămâne din ea când cade curentul? Unde curent nu e, nimic nu e. S-a tăiat curentul, te întorci la lampa cu gaz. Deci ce rămâne real în cultura noastră este ce am citit la lampa cu gaz. Restul povești. Sau ce citim până se înserează. Și n-ai nevoie de curent electric și de priză în care să faci cult. Nu există cultura prizei. Vor face minuni, o să încercăm să ne mirăm. Și au plătit milioane de lei să moară ca proștii, vorba de euro, pardon, sau de dolari, să moară ca niște tăntălei lângă o altă epavă, adică. Dar zgubi și zgubi, adică. Inteligența artificială este valoroasă când ea este în mâna unor oameni care nu sunt artificiali, care chiar au inteligență. Restul-s povești. Nu vedeți că de când ne-au inventat ecografele, toți suntem bolnavi de câte ceva? La toți avem câte o tumoră, câte un canal stricat, câte un rinichi în plus, câte... La toți, dacă mergem toți ce este pe stadion acum, mergem, vă spun, unul nu scăpăm. Unul. Dar nu înseamnă că există și soluție la ce avem. Sau că ce avem e foarte grav. Va conta inteligența care descifrează semnele găsite în noi. Jumătate, vă spun, murim cu cele mai bune analize din lume. Clar, câți morți cu analize sănătoase ne-a băgat noi în groapă. Mamă, mamă. Și câte unul care are, a zis că ne pun pătratul ăla negru, așa, dreptul, zici că e certificat de deces câteodată, așa. Ăia supraviețuiesc, bine, mersi. Pentru că harul și inteligența lui Dumnezeu nu pot fi supusă artificialității. Voia lui Dumnezeu e alta decât voia oamenilor. De cele mai multe ori. Da. Dacă mi-am încerc să acopăr toate întrebările, că unele sunt chiar interesante. Dacă mi-am găsit Dacă mi-am găsit sufletul pereche în această lume, cum pot face să-l întâlnesc pe lumea cealaltă? La mine asta cu respect sufletul... un creștin care vă admiră. Deci eu la asta cu sufletul pereche vă rog să renunțați. Vă rog eu frumos. Nu există suflet pereche, există un om pe care îl iubim, trup și suflet. Că nu v-a suflat într-o epubetă sufletul și ai zis, uite, du-te și mărită-te cu... sau însoară-te cu... Părerea mea este că tot ceea ce iubim trece cu noi pe partea cealaltă. Tot ce iubim e dincolo. Fără griji. Că nu o să ne recunoaștem, că nu o să ne vedem din prima, că nu o să fie nevoie să ne revedem. Pentru că toată lumea se oglindește în Hristos acolo. Sfântul Maxim Mărturisitorul povestește că în Împărăția lui Dumnezeu e ca o spirală așa pe care suntem așezați toți, iar Hristos e ca o tijă care e în mijlocul acestei spirale. Și pe orice loc din spirală ne aflăm, suntem aproape de Hristos. Nu neapărat aproape unii de alții. Nu o să vi se facă dor de ce ai case. Câte vreme vă va hrăni iubirea pentru Hristos. Și nouă ne e dor de ce ai case, pentru că ne hrănim prin iubirea pentru Hristos pentru ei. Că nu hrănim iubirea noastră cu Hristos, nu ne e dor de nimeni. Mergem acasă, obosiți, după serviciu, stăm acasă ca niște prieteni buni, vine noaptea, dormim ca niște prieteni buni, dimineață
plecăm ca niște prieteni buni și iară noi repetăm niște un ritual al nesăbuite indiferențe față de ceilalți. Evitați asta. Când evitați asta, sunteți salvați. Două întrebări punctuale, la fel din public, pentru referitoare la rugăciune. Cum să luptăm cu gândurile care ne ocupă mintea în timpul rugăciunii la slujbele din biserică? Și ar fi una și cea acasă, la rugăciune, propriu, doamnă, femeile trebuie să aibă capul acoperit, așa cum trebuie și în biserică? Răspund la a doua, dacă e posibil, da, este în fața slavei lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. În biserică nu știu cum să luptați cu gândurile, că eu am primit odată un răspuns de la Maica Ierusalima, Dumnezeu să o odihnească, când am întrebat-o, Maică, ce fac dacă în timp ce mă rog îmi zboară gândul, te ridici în picioare și bați 10 metanii. Bun, mă așez, mă rog și iar îmi zboară gândul, te ridici în picioare și bați 10 metanii. Bine, dar iar îmi zboară gândul, nu-i nimic, te ridici în picioare și mai bați 10 metanii. Să nu începeți asta prin biserică, să de mâine la Părintele Protopop, toată lumea, metanii acolo aruncare. Nu, ușurel. Ideea este că e nevoie de foarte multă muncă cu noi pentru a putea să fim atenți la ceea ce facem. Rugăciunea nu e o chestie pe care doar o luăm din zbor așa, cum să știți că faptul că dați un pomelnic la Părintele la altar nu înseamnă că v-ați rugat în ziua aia, ci că ați scris niște nume care se poate, asupra cărora să se poată revărsa iubirea lui Dumnezeu prin harul bisericii. Dar nu înseamnă că v-ați rugat, ci că m-a dus și m-a rugat pentru copii la evaluare, să ia notă mare, a pus pomelnice în 7 biserici. Aha. Câte biserici, așa e nota, știi, cam așa. Îți grijă. Vedeți, la bacaloriat nu mergeți la 10 biserici, că nu merge, deci chiar nu merge. Adică rugăciunea e o stare personală de intimitate cu Dumnezeu. Pomelnicele sunt doar programări la o posibilă intimitate. Și Doamne, aș vrea să te uiți și la inima mea. Nu-i cea mai bună, dar poate că nu-i nici cea mai rea. Iar dacă te uiți la ea și găsești ceva bun, miluiește-mă. Cam așa. Întrebare despre care și eu sunt curios să văd ce răspundeți. Care este taina celor 12 vineri? Să știți că și eu sunt curios care o fi taina celor 12 vineri. O să întreb catolicii, că de acolo e. Când invitați pe părinții de altă confesiune, o să vă spună. Nu vă mai jucați cu tradiția ortodoxă. Vă rog eu frumos. Da, și probabil de multe ori văd folosindu-se greșit niște cuvinte. De nenumărate ori lumea vorbește greșit despre spiritualitate. Spirit, spiritualitate, eternitatea spiritului și așa mai departe. Și întreabă cineva din public care are părerea dumneavoastră despre spiritualitate, eternitatea spiritului, reîncarnare, zodia. Am o părere nemaipomenită. Deci, din punctul meu de vedere, sunt abateri grave de la Evanghelie. N-au nimic de a face cu Evanghelia lui Hristos. Între Hristos și reîncarnare nu există nici... Eu am auzit pe căsă, e un secret pe care îl țin popii. Părinte Protopop, unde țineți? La papuc, la buletin, la... Terminați cu prostiile. Nu există secrete în biserică. N-ați văzut că se... Poate întâmpla să nu existe chiar deloc secrete în biserică. Veniți-vă în fire. Nu vă mai luați după toți. Toți ăștia care merg să bea apă doar dintr-un loc unde e apa energetizată. Râdeam la un moment dat, filmam la muzeul de la Deva și îmi povesteau cei de acolo cum vin cei cu energiile de tot felul. Iau în brațe pietre, adică, bă, oameni buni. Și ăia ne acuză pe cei care suntem în biserică ortodoxă că suntem niște înapoiați, pe bune. Pe bune. Nu. Deci, din punctul meu de vedere, vă rog frumos să vă limpeziți credința. Luați-vă un catehism, citiți, întrebați, cumpărați-vă Noul Testament, nu e interzis copiilor, nici părinților, citiți, puneți-vă la punct, educați-vă pentru Hristos. E cu cel mai important dintre toate. Da, mai sunt câteva întrebări la care tocmai ați dat răspunsul acum. Citiți. Nu mai intrăm în detalii. Învățați, sincretismul este de departe cel mai mare păcat pe care societatea românească îl propagă astăzi. Suntem buni toți, ne împăcăm toți ușurel, nu e chiar așa. Cred că încet, încet am acoperit și întrebările din public și temele pe care le propusesem pentru această întâlnire.
Ar mai fi, imediat le legăm, ce ne puteți spune despre lumina sfântă din noaptea de înviere de la mormântul sfânt? Nu e noaptea de înviere, să fiți atenți, ziua în amiaza mare vine lumina sfântă. Doamne ferește să întârzie de la 12 noapte că murim toți, facem tahicardie, stop cardiac, dălea, dălea. Lăsați-o unde e. Lumina sfântă vine în ziua de înviere ca un semn prețios, pe care mi-e teamă că dacă suntem atenți îl putem pierde. E doar o încurajare, nu e esența învierii lui Hristos. An de zile, eu personal până la 21-22 de ani n-am știut că există lumina la Ierusalim, dar am convins că Hristos a înviat. Păstrați-vă credința în învierea lui Hristos. Faptul că eforturile mari se fac de acolo, de la Ierusalim. Cum suntem în stare să trăim împreună vestea că Hristos a înviat? Asta e simplu. Atât. Poate? Două ar mai fi. Poate fizica cuantică să demonstreze existența lui Dumnezeu? Fizica cuantică este cea mai de preț doveditoare a existenței lui Dumnezeu. Scoateți cuantele și vedeți ce rămâne. Dintre prietenii mei fizicieni, n-am văzut niciunul necredincios. Și am ceva prieteni fizicieni. Pentru că în sine credința este să vezi dincolo de aparență și dincolo de vălul de întuneric care ascunde adevărul. Ei asta fac. Zidul lui Planck, printre altele 10 la minus 43, despre asta vorbește. Părinte, am păstrat pentru final un text al părintelui Dumitru Staniloae, în mica dogmatică vorbită. Timpul este intervalul care durează între chemarea lui Dumnezeu adresată iubirii noastre și răspunsul nostru la iubirea lui Dumnezeu. Și lumea are nevoie de timp pentru că lumea și omenirea progresează împreună. Omul poartă lumea cu el, lumea devine atunci ceea ce devine el însuși. Se umple de frumusețe pornind de la atitudinea spirituală a omului. V-aș ruga să ne explicați un pic mai mult textul ăsta. Cum poate să fie atitudinea spirituală a omului? Domnul primar, până dimineață, da? Mulțumesc. Deci până dimineață avem de vorbit pe tema asta. Am înțeles. Deci ideea timpului în ortodoxie este una simplă și complicată deopotrivă. O spunem pe cea simplă. Foarte des la biserică auziți troparul acesta. Astăzi este începutul mântuirii noastre. Biserica nu are un timp de ieri și un timp de mâine, ci are astăzi. E timpul absolut la care răspundem lui Dumnezeu. Doamne, noi astăzi te iubim. Nu-ți faci planul și de mâine, apuc să-l iubesc, știți, minciunile studentului. Dă-mi 100 că mâine ți-o dau înapoi, de mâine mă apuc să învăț, cam așa. Deci nu există, asta e o promisiune falsă. Cu Hristos se trăiește astăzi. Ce spune Părintele Staniloae vorbește despre timpul liturgic atare, că între chemarea lui Dumnezeu și răspunsul nostru trece o perioadă scurtă de timp în care ne implicăm în ritmul liturgic al lumii. Există în Vechiul Testament un personaj celebru, Samuel, un profet, și Domnul îi vorbește, Samuele, Samuele, ăsta se întoarce pe partea aia, lasă-mă că am halucinații, iar Samuele, Samuele, ăsta se Samuele, poruncește, Doamne, robul tău ascultă. De fapt, între chemarea lui Dumnezeu, timpul adevărat trebuie redus la minimum. Trebuie redus la minimum. Când tu reduci timpul ăsta, când se unește răspunsul tău la chemarea lui Dumnezeu, înseamnă că ești pe calea cea bună. E ca la, pot să zic de fotbal, că suntem pe stadion. E ca la fotbal. Geaba centrează la perfect în gura porții, dacă nu-i nimeni în gura porții. Dumnezeu, să știți că centrează perfect de fiecare dată în gura porții. Dar noi căpoși. Ne ducem pe extrema cealaltă, ne ducem în spatele porții, schimbăm tabela, facem becuri. Sper să aveți vreodată fotbal la nivelul stadionului. Deci asta e esența acestei relații cu Dumnezeu. Eu totdeauna mi-am dat seama că sunt prost când am întârziat la întâlnirea cu El. Nu-i frumos ce zic despre mine, că sunt prost. Au zis-o unii mai bine ca mine. Dar vreau să știți asta. Încercați să rămâneți inteligenți, legați de chemarea lui Dumnezeu. La noi riscul e ăsta.
Dacă mâncăm, am vrea să bem apă. Dacă bem apă, am vrea să fim la meci. Dacă mergem la meci, am vrea să fim la film. Dacă suntem la film, am vrea să... Tot timpul ne vrem în alt loc decât suntem. Sper că în seara asta nu v-ați vrut în alt loc, bine? Mulțumesc! Mulțumesc frumos pentru tot efortul. Mă bucur că nu s-a umplut stadionul, o spun cinstit. Era groaznic. Vreau să vă spun că mulțumesc încă o dată domnului primar și domnului președinte al Consiliului Județean, zic acum răsucit, pentru că mi-ați oferit sala aceasta cu aer condiționat, răcoare și oameni de liniște și bucurie. Să știți că distanța am făcut-o ca să ne putem vedea, nu ca să nu ne vedem. Bine? Mulțumim frumos! Mulțumim și noi! Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la Târgu Jiu, pentru lumina pe care ne-ați adus-o în seara asta și în ziua asta specială. Vă mulțumim dumneavoastră publicului care ați fost îngăduitor și răbdător cu noi și ați primit cu bucurie. N-ați înjurat, n-ați dat cu pietre, cu roșii stricate, cu coși de banane. E un public fotbalistic bun la Am trecut dincolo de atmosferă de stadion, de asta. Am fost într-un stadion elevat al spiritului. Părinții bisericii numesc întotdeauna începutul triodului, cel puțin începutul alergării pe stadion. Ei vedeau toată biserica o alergare pe stadion. Observați că aici fiecare câștigă cupa doar dacă aleargă pe culoarul lui. Dacă merge în dreapta sau în stânga, e periculos, poate să piardă meciul. Și atunci Părinții Bisericii ne aduc aminte de Hristos care aleargă pe margine cu noi tot timpul, făcând galerie pentru noi, ca să cucerim cupa care e tot El, Hristos. Așa că țineți culoarul și alergați cu bucurie. Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumim și Consiliului Județean Gorj, pentru că, iată, susține acest gen de evenimente, domnule președinte Cosmin Popescu, și vă așteptăm cu multă plăcere și cu drag de fiecare Trebuie dată. Trebuie să mai spun, iertați, iartă-mă, vă rog. Am uitat să spun la început, această acțiune nu face parte din propaganda electorală, mulțumesc. Da? Nici pentru. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am aici doi prieteni care uită că sunt primar și președinte la Consiliul Județean. Sunt prieteni. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Mulțumim și dumneavoastră. O seară bună, plăcută, folositoare în continuare.